Unde? La Argos, la Ftia, pe o insulă din cele multe. Bătrână, prăpădită, mai mult moartă decât vie. Ce-aș mai putea fi bună? Am să stau zi și noapte în fața unei uși. Poate că am să păzesc copiii. Dacă nu cumva, voi fi pusă să frământ pâinea. Dreantă! Amărâtul meu trup, îmbrăcat în zdrențe. Ai să dormi pe pământul gol. Și ai fost regina Troiei. Poate. Poate că am să mai petrec suveica printre fire. Dar niciodată pe ghergefurile din Ida. N-am familie. Casa mea ars. Mă uit la zidurile ei pârșolite de flăcări. Și știu că le văd pentru ultima oară! Taci! Păstrează-ți răbdarea. Cele mai grele suferințe de acum încep. Pot fi oare suferințe mai grele? Poate, într-o noapte, un dușman are să te vâre cu forța în patul lui. Noaptea aceea o blestem dinainte. Pentru groză via pe care o ascunde întunericul ei. Dezrădăcinată, smulse din Troia. Va trebui să trăiesc și să mor în Elade. Adică nu în fel. Poate că o să car apă. Poate că sorții mă vor face să fiu servitoare în Atica. Sau pe pământul roditor al Peneului, la poalele Olimpului. Se zice că e bine de trăit acolo, chiar pentru o sclavă. Orice. Mai bine decât tărmul scârbos numit Europa. Acolo aș vedea-o pe nevasta lui Menelaos. Și-ar trebui să ascult poruncile lor. Vine un grec. Vine cineva. Cine? Dușman. Ce repede vine. Vine să ne aducă la cunoștință soarta ce ne așteaptă. Acum, la hotărâre. Nici n-am părăsit încă pământul nostru. Și parcă suntem acolo, sclave pe pământul doric. Sunt eu, Caltibios, crainicul armatei grecești. Mă cunoști, bătrâno? Adeseori am trecut pragul cetății tale ca să-ți înmânez mesajele generalilor noștri. Sunt însărcinat acum să-ți dau o știre oficială. O, troienile mele! Iată clipa de care mă temeam atât. Ei bine, așa este. Soarta voastră s-a hotărât. Unde ne duceți? O să vă despărțim. Fiecare cu stăpânul său. Cine vor fi stăpânii? Spune,
Este printre noi măcar una. Una singură care să aibă un strop de noroc. Am să-ți răspund, dar nu mă întreba toate deodată. Bine. Cassandra? E printre cele mai norocoase. Pe fica ta o vrea Agamemnon. Va fi slujitoarea Clitemnestrei. Nu, nici gând. Regele regilor o ia ca țitoare. Țitoare! Poate că o ia și de nevastă, dar numai în taină. Înțeleg. Dar voi știți că ea aparține soarelui, numai lui, și că zeul poruncește să rămână fecioară? Tocmai. Ceea ce l-atrage spre ea pe regele regilor este fecioria ei de profet. Iată, copilă. Smulge-ți sfintele văluri și presară-ți cenușe-n păr. Pentru ce? Să fie a unui mare rege, la urma urmei, nu-i chiar atât de rău. Ce-i cu Polixenia? Mi-ați luat-o. Unde este? Îl slujește pe Ahile. Ahile a murit. Totuși îl slujește. Ciudate obiceiuri aveți. Care ți-am dat viață, copila mea, pentru a te pune în slujba unui mormânt. Și are noroc. Mult noroc. Cassandra o să invidieze adesea. De ce? Pentru că a găsit pacea. Trăiește. Vede încă cerul și stelele acestei nopți, răspunde! Au pus-o la adăpost. La adăpost de ce? De toate relele. Ah. Andromaca? Nu e oare soția lui Hector? Este o pradă aleasă. A fost adjudecată fiului lui Ahile. Și eu? Eu, doborâtă de ani, la ce mai pot fi bună? Cine poate să mă vrea? Ulise. Nu. Ba da, ai să fii sclava lui. Nu! Nu a lui! Ui, pe acest câine care împrăștie cearta și ura oriunde domnea cândva prietenia! Ulise, Troia e nejeliță pe regina voastră! Eu sunt cea mai nenorocită! Și noi! Nu știu! Nu știu și nu mă interesează! Pleabă va fi trasă la sorți! Hei! Hei! Merge și căutați-o pe Cassandra! Agamemnon o cere imediat. Ce este? Cortul e roșu. Fuga! Vedeți ca troienele să nu-și dea foc de vii. Eu înțeleg că o inimă liberă nu primește nenorocirea cu ușurință. Dar nu vreau sinucidere, s-a înțeles? Ar fi prea simplu pentru voi și toate ponoasele ar cădea pe capul meu. Nu e niciun incendiu. E Cassandra, nebuna. Hai, mișcă! Flacără! Flacără ușoară, înalță-te! Joacă în jurul torței, zboară dreaptă și mlădioasă în văzduh. Nuntă! Nuntă!